Vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, suntem într-o bătălie. Poate că cel mai primejdios sentiment e cel al amorțelii, al neutralității, în care nu conștientizăm suficient de mult lucrul acesta. Vă propun să intrăm în subiectul de astăzi, pornind de la un proverb spaniol care spune în felul următor. Diavolul ar trebui să fie temut, nu pentru că e atât de rău, ci pentru că e atât de bătrân. Experiența milenară, versatilitatea, subtilitățile pe care ni le întinde, este poate aspectul cel mai alertant când vorbim despre arta războiului, despre bătălia spirituală. Da, cu siguranță inamicul este unul redutabil, dar și armele puse la îndemână de Dumnezeu sunt pe măsură. Întrucât fiecare piesă din dotare este absolut esențială, fiecare din noi ar trebui să priceapă foarte bine ce înseamnă și să adopte efectiv în comportament piesă după piesă. Am învățat până acum despre cingulum, cingătoarea adevărului, prima piesă pe care Pavel o evidențiază, care ține tot echipamentul la oaltă. Fără cuvântul lui Dumnezeu, fără adevărul lui, viața noastră s-ar dezintegra pur și simplu. Ăsta e elementul de la care Pavel clădește când vine vorba de lupta spirituală, de cea duhovnicească. Apoi am învățat despre lorica segmentată, platoșa îndreptățirii, care te acoperă, te îmbracă întru Hristos, te protejează în fața vinovăției și în fața calomniilor celui rău, care urmăresc să îți atace și să-ți amărească inima. Caligele sau sandalele râvnei, simbolul expansiunii Imperiului Roman, prin ele întrevedem cu adevărat că atunci când trăiești cu sentimentul misiunii, atunci când descoperi pasiunea Evangheliei lui Hristos în această lume, dintr-o dată nu mai poți să fii distras cu atâta ușurință. Cel rău nu se mai poate juca cu mintea ta așa cum ar face atunci când ești lipsit de ocupație. Observăm cum pasiunea, angajamentul, sentimentul misiunii te ajută să depășești obstacole pe care cel rău ți le întinde. Pentru ca scutul credinței despre care am auzit săptămâna trecută să ne învețe că, de fapt, prin scutum, Dumnezeu nu ne ferește de săgețile arzătoare, ci doar le stinge puterea nimicitoare. Nu e așa că ne-ar conveni, cum se întâmplă uneori în desene animate, să vezi că săgețile se opresc undeva în aer, că e un fel de efect magic, dar cu totul alta e senzația să fii în luptă, să ai scutul, să simți că îți intră săgeata și aproape de nasul tău, să te treacă transpirația și să conștientizezi cât de fatală putea să-ți fie o astfel de săgeată. Și atunci apreciez că acel scut care te protejează practic reprezintă o binecuvântare formidabilă din partea credinței. Astăzi facem un pas mai departe. Galeia sau coiful mântuirii. Efeseni 6:17. Ne surprinde prin efectul lapidar, scurt. Luați și coiful mântuirii. Ultima piesă de apărare, mai urmează încă două de atac. Gladius și pilum, sabia și sulița. Ultima piesă de apărare este coiful. Forma verbală a textului grecesc, luați și coiful mântuirii, surprinde o urgență. Ca să înțelegem urgența, îngăduiți-mi să plec de la observație simplă. Încearcă să-ți imaginezi că ai adoptat toate piesele din dotare, inclusiv pe cele ofensive. Ai platoșa,
ai picioarele încălțate, ai scutul, ai și sabia și sulița, dar îți lipsește coiful. Care e diferența să intri în luptă având coiful, fiind protejat sau nu? Poate că imaginea asta ne ajută un pic să conștientizăm despre ce vorbește Pavel, de ce e această notă de urgență, de insistență, de alertare cu privire la creștini. Coiful era o piesă armurii deosebit de frumoasă, atent lucrată și ornată, cu o creastă de pene sau păr de cal strident colorată. Era fabricat din bronz și era destinat protejării capului și mandibulei. Coiful, fiind o piesă deosebit de grea și rezistentă, pe dinăuntru era căptușită cu materiale moi ca să nu jeneze. Observați, inclusiv merge până aici în partea din spate, te protejează. Ați observat partea din fața mandibulei cât de bine este protejată. Inclusiv în fața unui atac, când scăpa tăișul săbiei, puteai să fii salvat de acest coif. Un alt detaliu important, la care vom face referire mai târziu, faptul că urechile sunt deschise. E atât de important într-o bătălie să auzi, să sesizezi cât mai repede de unde vine pericolul, de unde vine amenințarea într-o bătălie. Coiful păzește capul, organul vital al omului. Fără el, suntem extrem de expuși și de vulnerabili. În urmă cu mai mulți ani, când am fost la schi, am tras o trântă că mi-au sărit ochelarii cât colo. Da, deci eram fără cască. Adevărul e că nu prea îmi place să o port, nu prea s-o obișnuit cu ea, dar cred că pentru prima dată am realizat valoarea unei astfel de caschete atunci când faci practici anumite sporturi. Am văzut un accident horror la un moment dat, la televizor, în care cineva mergea pe un scooter, s-a dezechilibrat, a căzut și un camion a trecut efectiv peste capul lui. Și a scăpat cu viață pentru că purta cască. Logica e destul de simplă. Dacă pentru un sport pe care îl practici de plăcere, e bine să te protejezi. Când intri într-o bătălie, este absolut obligatoriu, ne spune Pavel. Organul cel mai expus trebuie protejat cel mai bine. Casca de motociclist, de biciclist, boxul, K1, pancrațiul, toate ne arată că partea cea mai expusă era capul. De aceea, majoritatea loviturilor se îndreaptă înspre cap. Un om poate fi doborât, indiferent de mărimea lui, cu o lovitură bine țintită la cap. Asta cred că ne aduce aminte de episodul legendar dintre David și Goliat. Dar ce-o fi zis David când l-a văzut pe uriașul Goliat? Păi ăsta nu se poate să nu-l nimeresc. Dar nu cred că își scotea cu ușurință cămașa dacă nu-l nimerea în frunte. Observați cât a fost de înalt, atât a căzut de lat. Și printr-o mișcare genială, printr-un exercițiu, experiența pe care David a avut-o, oricum, curajul de a te lupta cu un om care spune despre el, spune sau nu poți să te lupți. Ăsta e războinic din tinerețea lui. Și cu toate astea, David se angajează. Coiful îți scapă capul. A intra în luptă fără capul acoperit e sinucidere curată. Mintea ta neprotejată de loviturile celui rău va cădea victimă cu siguranță. A intra în luptă fără capul acoperit echivalează cu o sinucidere spirituală. Aceasta e invitația zilei. Nevoia de a avea mintea protejată, acoperită. Galea ca armă duhovnicească. În ce fel? Asta e întrebarea hotărătoare. În ce fel este coiful o armă pusă la dispoziție de Dumnezeu? În ce fel mântuirea reprezintă o armă duhovnicească? Cum ne ajută ea, practic, în bătălia spirituală? Iată gândul care, cred că adună, direcționează, leagă la oaltă mesajul pe care vreau să-l prezint în această dimineață. Mântuirea îți protejează mintea,
în fața fricii, descurajării și deznădejdii. Cei care vă confruntați din când în când cu anumite stări de anxietate, știți cât de puternice sunt la nivel mental. Ce impact, ce forță pot să aibă, descurajarea, deznădejdea la care poți ajunge în anumite momente. Și Apostolul Pavel spune, coiful mântuirii exact asta face. Îți protejează inima, viața, de teama paralizantă, de descurajare, de pierderea speranței. Psalmul 27:1 e atât de frumos, spune, Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Cât de important este să-ți aduci aminte din când în când de versete de felul acesta. Sau în Psalmul 94:19. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mânghierile tale îmi înviorează sufletul. Dacă ai fost pe fază, probabil că ai remarcat câteva lucruri din start. În primul rând, textul sacru nu promite absența fricii, ci neutralizarea ei. Nu inexistența gândurilor negre, să zice, cu grămada, ci mângâierile lui, înviorarea lui. Nu afirmarea dogmatică, rece, îi vai de capul vostru, ci vorbește despre experiența reală, personală pe care trebuie să o trăiești. Ce vreau să insinuez este când vorbim despre mântuirea lui Dumnezeu, este o realitate obiectivă, oferită, câștigată de Dumnezeu în Hristos, dar fiecare din noi trebuie să trăiască la rândul lui, să intre. Nu e suficient că ai auzit despre alții, cum au simțit iertarea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu în viața lor, trebuie să simți, să trăiești, să experimentezi la rândul tău această lucrare. Nu știu la ce vă gândiți voi, spuneam că această imagine lapidară, lua și coiful mântuirii, cumva te lasă de izbeliște, poți să gândești, să crezi ce vrei despre lucrul ăsta. Însă, din punctul meu de vedere, eu aflu răspunsul exact la începutul epistolei către Efeseni. Ceea ce mă surprinde pe mine este felul în care își începe Apostolul Pavel această scrisoare. Dacă mă puteți urmări de la capitolul 1, la versetul 3, la 14. Uitați care sunt primele cuvinte care ies pe gură. Ce gândea Pavel dintr-o celulă din închisoare? Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte, să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale. Spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în preiubitul Lui, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care le-a turnat din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere duhovnicească, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși în Hristos toate lucrurile, cele din cerul și cele de pe pământ. În El a fost făcut și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Celui care face toate, după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, observați ce înțelege Pavel prin Evanghelia mântuirii. De unde începe și pe unde te poartă până ajunge la vestea bună a mântuirii, a Evangheliei. Ați crezut? Ați fost pecetuliți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii voastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.
Fii atent ce am sesizat. Dacă citești dimineața când mergi la muncă și ești grăbit, îți garantez că nu rămâi cu nimic. Mai mult vei fi frustrat și supărat pe Pavel. Când aveai și tu nevoie de un text clar, cum zice în altă parte, să spună două cuvinte înțelese, îți înșir aici o listă de lucruri, e cea mai lungă eulogie din Noul Testament. Binecuvântare, care adună la oaltă, într-un mod fabulos, atâtea binecuvântări, care ne sperie, care ne îndepărtează, în loc să ne invite să le apropiem și să le aducem lângă inima noastră. Pur și simplu, simți că îi ceva plictisitor care te pierde undeva pe drum, care te obosește și nu rămâi cu mare lucru. Însă când citesc cuvintele astea, îmi imaginez cam ce purta Pavel pe cap în închisoare. Cam ce gândea el despre mântuire. Dacă citesc cu atenție, sentimentul meu e că așa ceva țâșnește din inima unui om care nu dă impresia că se află în închisoare. Tu cum îți explici această atitudine dintr-un început? Prin comparație, care să fie starea inimii mele în această dimineață? Dacă o compar cu a lui Pavel, poți să spui că e o inimă care clocotește de bucurie, de recunoștință, de exuberanță. Nu poți să nu observi o discrepanță între starea noastră și cea lui Pavel. Încântarea din inima apostolului Pavel. Mai mult decât atât, nici măcar nu-i sesizăm încântarea. Voi cum vă explicați această anomalie? Noi care trăim în huzur, suntem plictisiți, el care se află în condiții vitrege, dă la iveală tot ce e mai bun. Foarte ciudat cum binele în viață te poate înstrăina, te poate îndepărta de Dumnezeu. În timp ce răul, impedimentele te pot apropia, te pot aduce în brațele lui Dumnezeu. Ce ne lipsește nouă? Și oare unde greșim? Iată gândul care cred că îl regăsim în textul acesta și care ne ajută să înțelegem cum lucrează și operează această mântuire în inimile noastre. Realitatea mântuirii nu o poți înțelege decât pe axa conștientizării, recunoștinței și responsabilității. Iată cele trei atitudini obligatorii pentru a putea porni la drum. Aducerea minte, apreciere și asumare. Mai întâi trebuie să le vezi, să le identifici, apoi trebuie să începi să le apreciezi și mai apoi trebuie să devină parte componentă din existența ta cotidiană. Altfel, niciodată nu vei fi încântat de această mântuire la care te cheamă Dumnezeu. Să luăm pe rând. Primul lucru pe care trebuie să-l faci e să începi să-ți numeri binecuvântările. Asta e explicația. Și lista ar putea continua. Dacă încep să numeri, eu am găsit vreo 10. Probabil sunt mai multe. Mai pot fi găsite și alte binecuvântări în lista asta. Alegere, integritate morală, înfiere, favoare inexplicabilă, răscumpărarea răului în bine, iertare, descoperire, armonie cosmică, moștenire, prezența nemijlocită a Duhului Sfânt. În momentul în care faci lista, rămâi cu gura căscată la ceea ce a făcut Dumnezeu deja în Hristos. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci e să le iei pe fiecare pe rând. Nu toate într-o dimineață, ci începe ziua cu prima, cu alegerea. Încearcă să o savurezi, să-i simți gustul, așa cum faci când te bucuri de o mâncare bună. Și să vezi, începi, revii, îți închei ziua gândindu-te la elementul de alegere. Ce înseamnă pentru tine lucrul acesta? În vremurile agitate pe care noi le trăim, exact asta ne lipsește. Tihna, așezarea, momentul, gândirea reflexivă cu privire la viața noastră. Ce simt eu când citesc acest cuvânt? Aceste lucruri în Scriptură. Adrian Pavagi, când a fost la noi, a fost minunat prin felul în care surprindea la o întrebare, de ce în Occident sunt atât de secular și oamenii nu merg la biserică, dar parcă sunt mult mai corecți, mai integri în valorile lor. În schimb, la noi, în partea de Est,
Oamenii sunt atât de bisericoși, dar sunt atâtea contradicții, lucruri care nu bat la oaltă. Răspunsul le-a fost extraordinar. La ei, credința a metabolizat mai bine. Despre așa ceva îi vorba în credința creștină. Despre implicații la nivel practic, în detaliile cotidiene, care îți afectează gândirea, trăirile, alegerile, practicile în familie, la locul de muncă și așa mai departe. Așadar, cum arată translatarea acestor binecuvântări pe limba noastră? O să fac un exercițiu în care încerc să traduc pe limba mea cum înțeleg fiecare dintre binecuvântările astea pe care le găsim aici. Prima dintre ele, alegerea. Ce înseamnă lucrul ăsta pentru mine? Că Dumnezeu nu improvizează, ci din veșnicie s-a gândit la tine și la mine. Din veșnicie. Înainte de, ai auzit bine? Înainte de întemeierea lumii. S-a gândit la tine. Viața ta nu se află sub un capriciu al sorții sau a unei toane divine, ci rodul atenției, planificării și cumpănirii eterne. Dar știi care e problema? Când ai ajuns deja la cuvântul ăsta, imediat te întreb, ce ești? Ești calvinist sau arminian? Și am rămas șocat în experiența creștină de multe ori cum oamenii sunt vrăjbiți. Faptul că ai anumite argumente, faptul că ai anumite orientare, asta e altă poveste. Dar de multe ori categoriile ne mutilează. Eu nu cred că apostolul Pavel a avut în cap așa ceva. Dar cum îți simți existența ta insignifiată în viața de fiecare zi când îți reamintești că Dumnezeu se implică în mod activ și din veșnicie se gândește la viața ta? Ei, așa ceva dă o cu tot o altă notă. Observați cum disputele ne înstrăinează exact de miezul adevărului legat de alegerea divină. Mai departe, sfințirea. Primul lucru la care ne gândim e componenta morală. Dar asta e doar un efect al faptului că eu înțeleg cine sunt în Hristos. A tăia, a separa, e acea diferențiere dintre sacru și profan. Pâinile, când erau scoase din cuptor, erau puse pe masă, venea preotul și când invoca numele lui Dumnezeu, acele pâini aparțineau în exclusivitate dumnezeirii. Erau ale lui Dumnezeu. Asta e imaginea. Îi aparții, ești al lui Dumnezeu cu tot ceea ce ești și cu tot ceea ce ai. Așa cum spunea un rege la un moment dat, foarte frumos, mărturisea și zicea într-un interviu televizat, tatăl meu a fost un educator aspru. Ori de câte ori greșeam, îmi reamintea, fiule, să nu uiți niciodată cine ești. De aici pleacă tot. Dacă povestea pe care o cred în străfundul inimii mele e că îi aparțin lui Dumnezeu, că-s alesul lui, că-s pus deoparte pentru el, îți garantez că toate acțiunile și planurile mele vor avea o altă turnură, o altă orientare în viața de fiecare zi. Sfințirea, în primul rând, e un concept legat de identitate. Mai departe, înfierea. Cred că aspectul acesta mi-a atins inima poate cel mai mult. Te întreb cum funcționează. Înfierea cunoscută în lumea noastră, o familie care nu poate avea copii în mod natural, adoptă dintr-o altă familie. Fie disfuncțională, fie copii care au fost abandonați, sunt aduși într-un alt spațiu. No, acum apare problema. Cum traduci așa ceva în plan spiritual? Ce înseamnă pentru noi înfierea? Fiindcă absolut orice om care a trăit pe pământul acesta poartă chipul lui Dumnezeu. E făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și atunci ce schimbă înfierea? Suntem ai lui. Înfierea schimbă că un om care crede în Hristos este adus în centrul apropiat al afecțiunii și preocupării Sfintei Treimi. De aceea, imediat după ce amintește de înfiere, ne zice pe harul pe care l-a dat în preiubitul lui. Am mai spus de câteva ori despre lucrul acesta, că Dumnezeu se uită la noi și privește și te vede ca pe un preiubit al lui. Recunoaște în adâncul inimii, mai ales dacă ai trecut prin experiențe negative în viață, cât de greu îți este să accepți, să asimilezi lucrul acesta. Uneori durerea poate să fie atât de puternică încât să nu simți că există ceva mai adânc care te așteaptă să te îmbrățișeze, că e cineva care te vede, te privește ca un adevărat preiubit.
Observați că este o cale de la înțelegerea unui concept și până la contemplare, la savurarea și la adoptarea lui, la elementul ăla de convingere care îți, pur și simplu, îți schimbă întreaga percepție cu privire la realitate. Ce să mai zicem de favoarea nemeritată a lui Dumnezeu? Cartea lui Yancey, una dintre cele mai bune pe care le-a scris, Tulburătoarele descoperiri ale Harului, arată că doar un om care știe ce înseamnă acuzele, vinovăția, legalismul, mediul în care a crescut, ăla poate să aprecieze favoarea nemeritată a lui Dumnezeu. O generozitate extravagantă cu care Dumnezeu ne îmbrățișează, ne tratează pe fiecare. Răscumpărarea, din nou, este un concept foarte interesant, pentru că ne gândim în primul rând la salvarea noastră din păcat și pierdem logica nebănuită prin care Dumnezeu ne trece. M-a ajutat poate să înțeleg mai bine exemplul lui Frederick Buechner, un scriitor foarte cunoscut în Statele Unite. El povestește la un moment dat că, întorcându-se de la o vacanță de iarnă, când a ajuns acasă, a găsit pe robotul telefonului următorul mesaj. Citez: nu mă cunoașteți, dar sunt un admirator de-al dumneavoastră. Voiam doar să vă spun că în ultimele 6 săptămâni m-am gândit de 2 ori la sinucidere și numai datorită cărților dumneavoastră am făcut-o. Cuvintele astea s-au înfipt ca o săgeată în inima lui, ținând cont de istoricul prin care a trecut. Tatăl acestui autor se sinucisese și a trebuit să poarte trauma, bagajul acesta. Și de multe ori se întrebe ce faci cu așa ceva în viață, de ce îngăduie Dumnezeu lucrurile astea. Cred că mi se pare miraculos în lumea asta, în momentul în care vezi cum Dumnezeu folosește o durere, o chestie inexplicabilă care te macină și îți desface sufletul în bucăți toată viața. Să vezi că sunt oameni salvați, ajutați. Uite răscumpărarea pe care o face Dumnezeu. Înseamnă pentru mine mai mult decât premiul Nobel, spunea cu lacrimi Buechner. Iertarea următoarea, nemeritată, dreaptă și scandalizantă. Noi cu prea mare ușurință ne apropiem de multe ori de iertarea lui Dumnezeu. Da, ne-a iertat. Da, iertarea a fost dreaptă. Dar întotdeauna e o sămânță de scandal. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi. Explică-ți lucrul ăsta. Nu poți înțelege rațional. E un paradox. Și elementul ăsta îmi alimentează cel mai mult uimirea, recunoștința în fața unei astfel de realități. Ce să mai zicem de descoperirea lui, infuzia, momentele neașteptate în care Dumnezeu te surprinde. Uneori ești în mașină, alteori ești acasă, singur. Alteori ești la grup și acea scânteie, iluminare interioară de care Dumnezeu îți face parte, ție sau prin cineva de la grup. Sau ce să mai zic de resursele, nicio altă generație din istorie n-a avut la un clic distanță toate resursele posibile și imposibile. Să le ai, infuzia asta de cunoaștere pe care Dumnezeu aduce. Moștenirea, armonia cosmică, că într-o bună zi și cerul și pământul vor trăi în această armonie. Rușii să nu mai bă teamă de americani, americanii să nu mai bă teamă de ruși. Să vezi la Ierusalim că musulmani, evrei, creștinii pot trăi fără nici o teamă și nici o reținere. Exact cum cântă John Lennon, ți se pare o nebunie, ești un visător să te gândești la lucrurile astea. Dar despre asta e vorba în cer. Și ultima parte în care vorbește despre Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt e o arvună, îți arată că e doar o parte din ceea ce ai primit în această viață. Moștenirea se referă la faptul că nu numai că ești posesorul de drept al binecuvântărilor lui Dumnezeu, dar ești chiar posesiunea Lui, moștenirea Lui, binecuvântată. Și poate că nu întâmplător încheie pe nota asta legată de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ca pecete, sigiliu, și Duhul Sfânt ca arvună. Ideea de pecete comunică protecție, autenticitate, proprietate din partea lui Dumnezeu peste viața ta. În timp ce arvuna, avansul, garanția, îți spune că ceea ce am trăit e doar o mică parte din tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru viețile noastre. Când am studiat crezul la Via, când am ajuns la mesajul despre Duhul Sfânt,
Rar mi s-a întâmplat să trăiesc așa o sensibilizare. Efectiv mă simțeam vinovat înaintea lui Dumnezeu că nu m-am încrezut mai mult de-a lungul anilor în această prezență tainică, misterioasă. El e lângă tine, chiar dacă nu-L simți. Vedeți? Cântăm și la ce ne ajută. Am cântat despre lucrurile astea. Dar ăsta e adevărul, realitatea incontestabilă despre care vorbește Apostolul Pavel. Însă poate că această imagine de arvună suprapusă cu cea de sigiliu ne ajută să înțelegem celebra tensiune deja, nu încă. Foarte interesant, un teolog liberal pe nume Oscar Kuhlman a spus că îi cheia teologică care îți dezleagă tot Noul Testament. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă te cufunzi doar în acest deja, Hristos a venit, puterea Lui la lucru, toate lucrurile se schimbă, orice om bolnav se vindecă, ok, ar trebui să mergi la spital, la oncologie, și dacă nu se întâmplă ca orice om peste care pui numele Lui Hristos să fie vindecat și să fie recuperat, înseamnă că tu crezi o mare nerozie și o mare prostie. Observ ce înseamnă să fii în partea cealaltă, dezechilibrat. Deja s-a întâmplat. Ce se întâmplă dacă rămâi de partea asta-laltă? Nu încă, că nu s-a întâmplat, trebuie să așteptăm. În permanență vei trăi o viață frustrantă. Auzi despre umblările altora cu Dumnezeu, despre ce a lucrat El în viețile lor și tu simți că pentru tine Dumnezeu e un străin. Imaginea deja nu încă îi acordă lui Dumnezeu suveranitatea pe care o are, libertatea de a lucra în lumea asta, de a interveni când vrea El, când crede El și să facă cum consideră El de cuvință. Și îți creează acea tensiune, așteptare, preocupare în a-L putea descoperi pe Dumnezeu la viața ta. Personal, mi-e milă de ambele categorii și extreme și cel mai mult mă revoltă rănile pe care le-au adus în viața altor oameni. Kierkegaard foarte bine spunea, cea mai mare piedică în calea creștinismului este creștinătatea. Noi blocăm razele Evangheliei lui Iisus Hristos ca să strălucească în viața altor oameni. Când ne întorceam de la C Major, Ramona lui Ray a pus la un moment dat în mașină. A fost un lucru neașteptat, interesant. După 14 ore de stat în mașină, frustrarea atingea cote alarmante pe Valea Oltului și simțeam că nu mai putem. Și a pus, așa, i-a venit gândul să pună de pe internet câțiva psalmi recitați de Marcel Iureș. Psalmul 8, 13, 51 și 103. Te încurajez să încerci un timp dimineața în mașină cu psalmii ăștia. Vă mărturisesc instantaneu, toată iritarea aia s-a topit, instantaneu. Și am realizat încă o dată puterea, forța pe care cuvântul auzit o are în viața noastră. Trăim cu un deficit impardonabil de atenție și conștientizare. Cine crezi că e de vină? Cât de mult conștientizez eu ceea ce mi-a dăruit deja? Ce mă reține pe mine în a putea aprecia bogățiile oferite cu atâta generozitate de Dumnezeu în Hristos? De ce am trecut? De ce am făcut această incursiune? Efectul inconfundabil al mântuirii este infuzia revigorantă de liniște, încurajare și speranță. Ce zici? Ții tot una să începi săptămâna cu descurajare, cu teamă, cu panică? Sau să începi în felul ăsta? Liniște, încredere, speranță în ajutorul lui Dumnezeu. Cam așa era coiful pe care îl purta Pavel din închisoare. Ar fi avut toate motivele să se plângă. Că e singur, că va muri, că n-a făcut îndeajuns, că ceilalți nu suficient de motivați din jurul lui, că unii îl predică pe Hristos din duh de ceartă și din slavă de șartă, că mai sunt atâtea de făcut, dar uite-te, care altă atitudine. Atitudinea mentală a unui om mântuit, ne spune Pavel, este cu totul alta. Aducerea aminte, contemplarea mântuirii, inspiră apreciere și recunoștință.
Observ cât de ușor ajungi la mulțumire, la o viață recunoscătoare, în momentul în care înveți să numeri, în momentul în care savurezi și în momentul în care îți faci timp să înțelegi și să traduci pe limba ta felul în care Dumnezeu te-a binecuvântat în Hristos. Repetiția inconfundabilă care apare leitmotivul acestei cântări a lui Pavel spre lauda slavei Harului Său, ca să slujim de lauda slavei sale, spre lauda slavei Lui. Ultimele cuvinte din cântare. Cred că cea mai nefericită imagine pentru mine e când întâlnesc creștini care veșnic sunt nemulțumiți. Indiferent dacă au sau nu, e o stare de iritare, de nemulțumire cu care te încarcă. Cred că e una din marile ciudățenii ale vieții pe care nu mi le pot explica. Am întâlnit oameni care n-au nimic de a face cu credința și trăiesc cu demnitate mult mai bine dintr-un anumit punct de vedere decât o fac unii creștini. Și niciodată nu m-a fost frică să pun una lângă alta asemănările, observațiile astea în care viața de fiecare zi mă aruncă și mă aduce. Cum se poate ca un om care a primit atât de mult să înțeleagă atât de puțin din povestea asta a mântuirii? Iar recunoștința genuină activează responsabilitatea comportamentală. Efeseni 2, 4 la 10 e al doilea text în Efeseni în care Pavel vorbește despre mântuire. Așa începe: erați morți în greșelile și în păcatele voastre, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile și în păcatele noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Și apoi repetă ce înseamnă mântuire. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos. Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar simt o iritare de fiecare dată când versetele sunt citite fără versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Suntem opera de artă a lui Dumnezeu, mântuirea pe care a realizat-o în viața noastră și cu noi. Și am început să am o adevărată alergie și față de cei care vorbesc despre har fără implicația responsabilității, harul ieftin, cum îl numea Bonhoeffer, fie cei care promovează faptele bune cu atâta obstinație și încăpățânare, ca și cum n-ai avea nevoie să fii înviat, adus la viață de harul lui Dumnezeu. Cu siguranță mântuirea înseamnă o intrare pe poartă, umblare pe cale și o intrare în moștenirea lui Dumnezeu. Sau într-o altă formulă celebră, deja din teologie: am fost la trecut izbăviți de pedeapsa păcatului, în prezent suntem mântuiți de sub puterea păcatului și în viitor vom fi izbăviți din prezența răului și a păcatului acestei lumi. Cu alte cuvinte, coiful mântuirii ne ferește de cele două primejdii fatale: nesiguranță și falsa siguranță. Fiind din Bihor, mi-a rămas întipărită vorba asta când discuți cu oamenii, mai ales cei care vin din context ortodox, dacă au siguranță. Păi numai Dumnezeu știe dacă om fi sau nu om fi mântuiți din lumea asta. Pe de altă parte, în mediul evanghelic am auzit de atâtea ori această replică: păi și ce dacă am păcătuit? Păi Dumnezeu mă iartă. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nici nu știu care dintre pericole e mai mare. Exact cum e discuția despre hula împotriva Duhului Sfânt. Orice aș face, nu mă iartă. Orice aș face, mă iartă, nu contează. Mi se pare că atât de frumos flanchează, îți arată indicatoarele, semnale de avertizare cu privire la mântuire, la viață, ce conține această mântuire pe care Dumnezeu ne-o dăruiește cu atâta generozitate. Iată ce am învățat asta. Realitatea mântuirii nu o poți înțelege decât pe axa conștientizării, recunoștinței și responsabilității. Ai aceste trei lucruri în viața ta: aducerea minte, apreciere, asumare.
Dacă aducerea minte îți deschide ochii în fața complexității, recunoștința te ajută să simți fiorul încurajării. Asumarea te face să străiești cu demnitate viața de fiecare zi. În timp ce aducerea minte te vindecă de teamă, aprecierea de loviturile descurajării, iar asumarea de atacul deznădejdii. Nu cred că un om care reușește să traducă, să translateze la nivel comportamental ce zice Pavel aici, nu este ajutat și protejat în fața deznădejdii. Uimire, mulțumire și vrednicie. Întrebare simplă. Ești uimit de mântuirea Domnului? Te simți recunoscător? Ești gata să treci cu vrednicie? Mai mult decât în orice altă generație din istorie, cel rău, cu atâta ușurință, ne fură, ne strică de cap și ne nenorocește în deficitul ăsta de atenție. Ai atâtea de făcut încât îți vine foarte greu să-ți selectezi lucrurile care te țin pe linia de plutire. Ce înseamnă purtarea efectivă a coifului? Aș bucura să reținem aceste cuvinte importante. Numără. Șocat că oamenii contabilizează cu atâta ușurință greșelile, rănile pe care alții le-au făcut. Asta nu uiți. Am întâlnit oameni care zic, atunci. Asta mi-a făcut. Altfel, altă aritmetică trebuie să înveți. Numără. 2. Contemplă. Ia-le pe rând, nu te grăbi. 3. Translatează. Tradu pe limba ta până simți că îți dă vitalitatea și bucuria de a merge mai departe. 4. Savurează. 5. Evidențiază în viața ta. Iată cum se validează experiența mântuirii în comportamentul unui soldat. A-ți purta cu demnitate coiful mântuirii inspiră curaj. Observ de ce atât de importantă starea asta mentală. Altfel te raportezi la provocările și la încercările care îți vin peste săptămână. În al doilea rând, vigilență. Vă aduceți aminte? Urechile erau afară ca să poată sesiza pericolul cu cât mai mare ușurință. Și în al treilea rând, speranță. 1 Tesaloniceni 5:8. Atât de frumos. E al doilea text în care Pavel vorbește despre coif. Dar noi, care suntem fiei zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Închisoarea Îngerilor de Shawshank Redemption pentru mine oferă cel mai frumos dialog care te întinde la maxim pe tema speranței. Red, prietenul lui Andy, spune următoarele. Hai să-ți spun ceva, prietene. Speranța e un lucru periculos. Speranța poate înnebuni un om. Și avea dreptate. Adu-ți aminte de momentele în care uneori ai refuzat să-ți faci speranță pentru a nu fi rănit și pentru a nu fi dezamăgit. Însă Andy răspunde, amintește-ți, Red, speranța e un lucru bun. Poate cel mai bun dintre toate. Iar un lucru bun nu moare niciodată. Asta face mântuirea lui Dumnezeu. Ca să adunăm totul într-un gând, din ce am învățat, coiful mântuirii ar trebui să ne reamintească pur și simplu că izbăvirea Domnului. El e căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Și dacă mântuirea e a Domnului, poate că orice gând ar trebui să fie făcut rob ascultării de Hristos. 1 Petru 1:13. De aceea, încingeți-vă copsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Aducerea minte, apreciere, asumare. Iată întrebările pentru cuget din această dimineață. Suntem noi conștienți?
Suntem recunoscători. Suntem oameni responsabili. Și poate merită și o zicere frumoasă. Data viitoare când diavolul îți mai aduce aminte de trecutul tău, tu adui aminte de viitorul lui.